Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la Vot pentru Cluj, Vot pentru Huedin. Discutăm astăzi cu primarul Mircea Moroșan, candidatul PNL la funcția de primar al orașului Huedin. Vă mulțumesc tare mult, domnule primar, pentru faptul că ați revenit în studioul Via Cluj TV. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Suntem la capătul unui nou mandat și la începutul unei noi perioade de 4 ani. Pentru că, iată, peste nu multă vreme ne vom prezenta la urne pentru a ne decide viitorul toți cei care suntem cetățenii României și ai Uniunii Europene. În data de 9 iunie sunt și alegerile locale și cele județene și cele pentru Parlamentul European și trebuie să mergem la vot pentru a fi cetățeni activi și buni pentru a ne decide singuri până la urmă soarta. De aceea, în această emisiune aș dori să facem un bilanț. Așa cred că este normal, așa este firesc. Dumneavoastră conduceți destinele orașului Huedin de multă vreme și este corect să discutăm, să vedem care au fost lucrurile care s-au întâmplat în comunitate în acest parcurs care a început în anul 2008. Aș vrea să discutăm sectorial, ca să fim foarte pragmatici și foarte concreți. De aceea, domnule primar, aș vrea să o luăm cu infrastructura de apă și canalizare. În anul 2008, la Huedin era o mare problemă această infrastructură, pentru că nu era modernizată și nu era adaptată nevoilor comunității. Ce s-a întâmplat? Într-adevăr, aveți dreptate, esența în orice comunitate este infrastructura. Una din componentele infrastructurii este apa, canal, stație de epurare, etc. Deci lumea nu știu cât realizează ce înseamnă o investiție majoră în acest sistem de apă canalizare. Pentru că noi am reușit, suntem fericiți că am reușit deja de 2 ani să rezolvăm această problemă majoră care într-adevăr a creat disconfort, pentru că vă dați seama că am săpat pe 16 km în tot orașul, s-au schimbat conductele, s-au introdus altele, s-a prelungit rețeaua. Asta creează disconfort, dar lumea trebuie să înțeleagă că este o chestie care le creează un confort în timp de cel puțin 40-50 de ani. Sau cum ar spune bunica mea, nu poți să faci omletă fără să spargi ouăle. Corect, corect. Deci noi am început cu modernizarea stației de pompare Bologa. Noi avem o apă foarte bună, provine de la munte, de la Bologa, o stație de epurare care filtrarea apei se face natural, prin nisip, excepțională apa de Huedin. Am modernizat această stație, am făcut o stație de epurare a apei, care puțină lume își dă seama că trebuie făcută și această filtrare a apei, am extins rețelele de apă canal, le-am înlocuit pe cele vechi. Această procedură durează de mult, am făcut-o în 2 etape. Prima etapă în 2012 și am finalizat-o acum în 2022. Este gata, este la cheie, mici retușuri la reparații după ce au făcut ei ce au făcut, dar trebuie să vedem partea plină a paharului. Deci am rezolvat rețeaua de apă, canalizare în peste 95% din orașul Huedin. Era și o cerință care fusese formulată de investitorii care doresc să-și dezvolte activitatea economică la Huedin și nu doar dezvoltarea rețelei de apă și canalizare, ci și introducerea rețelei de gaz, pentru că Huedinul a fost dezavantajat, pentru că, din nou, ne întoarcem în anul 2008, erau 0 metri liniari de rețea de gaz în Huedin. Nu exista niciun fel de soluție pentru această rețea și totuși acum Huedinul are, cred că, cea mai modernă rețea de distribuție a gazului din județul Cluj. A fost cel mai mare pariu cu mine când am ajuns primar, pentru că știam că dacă nu se rezolvă problema gaz, poate că lumea mai duce cum o duce, cu încălzirea, că mai sunt lemne, dar ca disconfort... Mai era Lumeguș, centrale cumpărate, okay, cu finanțare de la guvernul. Ok, dar nu se compară cu confortul gazului. Dar dezvoltarea economică era la pământ, pentru că mari investitori care au trecut și care acum se vor opri în Huedin au întrebat în primul rând de gaz. Ei, problema noastră că eram singura zonă din județul Cluj fără gaz, pentru că nu aveam magistrala de gaz.
Deci o luptă enormă de aproape 8 ani a fost cu aducerea magistralei de gaz. Pentru că decizia era la București. Era o investiție de 16 milioane de euro. Am încercat de 3 ori și n-am reușit. Până la urmă mi-a venit o idee cu cei de la Transgaz. Am făcut un proiect foarte deștept în care am denumit proiectul altfel, nu aducerea magistralei la Huedin. L-am numit creșterea siguranței energetice a municipiului Cluj-Napoca. Când a fost municipiul Cluj-Napoca, s-a schimbat roata. Asta însemna că magistrala vine la noi, pleacă până la Alești, se întoarce până Sălaj, ajunge în Baci și atunci formează un inel în care Clujul este la mijloc și va avea presiune identică și în Mănășturi și în Baci. La fel. Și poate să asigură și conectarea cu sursele de aprovizionare cu gaz, de exemplu, de peste graniță, dacă este vreodată nevoie okay, de așa ceva. Ok, plus că am pus-o și pe situație de criză, de război, am creat în proiectul respectiv niște depozite de gaz lichefiat pe traseu strategic, național. Și vedem cât de utile sunt acum în contextul exact. Războiului din Ucraina. Deci acum mie și îmi vine să văd, pentru că ei, pe baza proiectului nostru, noi atunci a fost exhaustiv, prea scump, și am ajuns la marea înțelepciune să tem în patru, dar prima să fie la Huedin. Și atunci am venit la Huedin și acum ei deja măsoară se va face conducta spre Alești, pe baza proiectului de acum 10 ani. Continuă și vor beneficia și zona după noi, și Poeniu, și Ciucea, și Negreniu și așa mai departe, pentru că nu era magistrala. După magistrală am încercat vreo 3 ani să scoatem la licitație distribuția, pentru că noi, populația Huedinului, trebuie să priceapă că noi n-am pus aproape niciun ban. Am făcut 2 SF-uri de 15.000 de euro. Atât au fost toate mai puțin ca la o stradă. Restul au fost ba ban guvernamental, ba licitație, concesionare pe 50 de ani, firmă privată, și am reușit să rezolvăm distribuția acum 2 ani. Am dus spre zona industrială, unde va veni firma Knauf, care deja avansează în proiect și în 2026 îi va da drumul. Acolo este o conductă mai cu un debit mult mai mare. Și rețeaua de apă și canalizare merge cu un debit mult mai mare spre zona respectivă, pentru că ei vor consuma într-o lună aproape cât consumă Huedin într-un an apă. Gaz iarăși foarte mult și atunci am creat tot confortul ca firma să vină să investească, să începem să creștem economic, pentru că asta este esența. Faci infrastructura. L-am auzit pe Bolojan, care e foarte recunoscut ca bun organizator, pentru că ce mă primăria trebuie să facă numai infrastructura. E treaba investitorilor mai departe să facă investiția dacă o consideră strategic. Deci noi ne-am făcut treaba, am creat infrastructura, am realizat și o rețea de drumuri destul de bună, dar avem o șansă fantastică, o să vă povestesc o dată, e prea scurt timpul, despre proiectul Angel Saligny, care este în derulare, în care vom avea 28 de străzi asfaltate și am pus punct. Am extins și rețeaua electrică în tot orașul, inclusiv în satele alea mai amărâte, că avem și noi 2 componente, Bolicu și Bicălatu, inclusiv acolo iluminat modern. Cu LED. Cu LED. Care este foarte ecologic, în urmă, că vorbim absolut, de... în Bolic și Bicălatu, să vă spun că ea n-aveau nimic. Le-am introdus ca în apă, electrica, le-am făcut un drum de 14 km. Nu visau în viața vieții lor să aibă un drum asfaltat acolo. Era bine, dumneavoastră, măcar ați planifica lucrurile și nu v-ați apucat să asfaltați, după care să spargeți absolut, drumul absolut. Pentru apă, deci după asta care să vă spun că acum să spargeți pentru gaz și tot așa. Mare noroc că am făcut chestia asta într-un fel, dar le-am făcut și cu cap, pentru că nu s-au dat bani pe asfaltări și pe drumuri numai dacă era introdus rețea de apă, canal și gaz. Deci foarte multă lume a cerut din țara asta bani pentru drumuri, au avut ghinion pentru că n-aveau rețeaua de apă, canal introdusă și gazul. Noi și am acum avut, vorbim de 28 de străzi. Da, care vor fi... Dar v-am spus că povestim ce vrem să facem în continuare. Că deja se întâmplă, din câte știu, deja contractul e da, contractul este semnat, finanțat, licitația făcută,
trebuie să mai dăm numai ordinul de începere a lucrărilor și mai avem nevoie de un singur aviz de la CFR. Unul mic care se va rezolva. Care și CFR este deja în care execuție. Este... Va fi o linie de cale ferată foarte modernă între Cluj și Oradea, care o să ducă la dezvoltarea economică și la dezvoltarea turistică a Coedinului. Încet, încet puzzle-ul se cheagă și eu am o speranță că când nimeni nu ne-a dat nicio șansă, vom ieși din marasmul ăsta economic, pentru că, să vă spun ceva, Huedinu nu are niciun venit extra bugetar. Toată lumea are câte ceva să facă rost în plus de bani în afară de taxe și impozite. Unii vând păduri, unii au cariere, unii au apă minerală, unii au apă termală, unii au stațiune de mirce, biserici, monumente și așa mai departe. Noi nu avem absolut nimic din care să ne aducă venit suplimentar. Și atunci trebuie să găsim soluția să creștem economic, pentru că economia la un moment dat decide și în învățământ, și în sănătate, și în axele prioritate ale dezvoltării. Nu poți să faci aproape nimic fără bani. Noi am adus în comunitate, nu în mandatul meu, 50 de milioane de euro. Cum am putut noi? La mai puțin de 10.000 de locuitori. Da, la 8.000 de locuitori. Deci e colosal de mult când te gândești că sectorul 1 al Clotilde Armand nu a adus niciun leu. Deci noi, Huedin, am adus 50 de milioane de euro. Nu știu la sectorul 1, nu mă interesează Clujul. Da. Ok, și dacă am face așa, raportat la număr de locuitori, închipuiți-vă că Clujul să ne ajungă pe noi, ar trebui să mulțească cu 30. Nu știu, probabil că au. În fine, dar... E o chestiune interesantă, dar dacă discutăm tot așa sectorial, spuneați că Huedinul nu are biserici care să aducă turiști. Eu cred că are, pentru că are, vreau să vă spun că una dintre cele mai frumoase biserici în care am intrat eu în județul Cluj este biserica reformată din centrul Huedinului. Este așa splendid, cu acea tavan casetată din lemn. Este primul obiectiv istoric care a rezistat în zona noastră. Eu felicit comunitatea maghiară care s-a implicat foarte tare și au reușit să facă un proiect acceptat de Bruxelles. Au primit 3 milioane de euro, deci proiect valabil, și într-adevăr s-a făcut ceva frumos, solid, care într-adevăr vin vizitatori din Ungaria, din străinătate. Din Olanda am văzut. Se opresc în Huedin și vizitează biserica reformă. E un punct de reper care atrage foarte, foarte albă mult. Acolo. Și... Am încercat să facem și noi infrastructura în jurul bisericii. Da, arată mai frumos și părplețul din spatele bisericii, da, și zona din față. O toaletă modernă, care tot a fost povești, acum prinde foarte bine, ultramodernă, 200 de metri pătrați în subsol. Nu ne facem de rușine la vizitatorii străini. Dar mai ales acum am înțeles că în proiectul acesta urmează și modernizarea gării, care va fi realizată pe măsură ce avansează și lucrările la linia ferată. Deci cei care vor veni cu trenul dinspre Cluj sau dinspre Oradea vor avea parte de o primire așa cum se cuvine. Dar să știți că tot așa în Huedin, apropo de biserici, am văzut și alte biserici că s-au implicat în diferite proiecte sociale, au ajutat așa cum se cuvine pentru creștini și persoanele care au nevoie de ajutor. Într-adevăr, să știți că s-au dezvoltat, bisericile s-au aranjat, sunt puse la punct, inclusiv biserici penticostale, baptiste, catedrala din Huedin se lucrează intens, acum este biserica... Practic, biserica ortodoxă e un actor foarte activ în comunitate. Este în curs de modernizare și facem toate eforturile să sprijinim renovarea bisericii 1 din Huedin, care este biserica în care și-a pus amprenta martirul din Huedin, care știm că a unit toată zona asta a Huedinului din punct de vedere religios. Mai vorbim de la culte, trecem la cultură. Există un adevărat pol cultural modern care s-a dezvoltat acolo. Am avut ocazia, de exemplu, să asist la una dintre cele mai interesante prelegeri referitoare la istorie.
mai ales capitolul istorie modernă în HUE. Au venit oameni din toată țara și chiar din afară, oameni care sunt interesați de istoria rezistenței anticomuniste, Ionuț Gherasim, de exemplu, sau alții care au nume cu greutate. Au fost oameni care, de asemenea, au omagiat victimele dictaturii naziste. Și, deci, practic, există acolo, la Hodin, un adevărat cult al celor care au militat pentru principiile democratice și care s-au opus totalitarismelor, de orice fel ar fi fost ele. Noi am încercat să creăm un cadru plăcut, elegant, în care să se poată ține manifestări culturale foarte, la un standard ridicat. Am creat o casă de cultură și am modernizat-o, care este arată foarte bine, are peste 350 de locuri, încălzită, modernă, cu fotolii, și încă o sală mai mică de 100 de locuri pentru conferințe mai mici. Este foarte bine că am reușit să facem și această investiție. La începuturi am făcut contract cu Teatrul Național din Cluj. Am văzut că e mai greu să plătească lumea biletul la teatru. Am reușit să facem multă vreme contract pe banii primăriei, dar, din păcate, mai nou sunt restricții și, de exemplu, în anul ăsta nu putem să facem decât zilele orașului și Ziua Națională a României ca finanțare din bugetul local. Bun, acum, odată cu dezvoltarea economică, cel puțin se va închide, pentru că actorii economici serioși au și acea politică de responsabilitate absolut, socială a corporației. Educație. Vorbim de faptul că știm cu toții cum arăta grupul școlar din HUE în urmă cu ceva vreme, în 2008, știm cu toții cum arăta acum, de la calculatoare, la device-uri inteligente, la o atmosferă care este una de foarte bună calitate acolo, în școală. Noi punem accent becuri, corpuri de iluminat care altfel stimulează apetitul pentru citit și pentru învățat. Noi, să știți că suntem, zic eu, destul de echilibrați, în sensul că știm că infrastructura este baza, am rezolvat infrastructura, dar punem accent deosebit pe sănătate și învățământ. Sunt două axe. O să discutăm imediat și despre sănătate. Prioritare noastre. La învățământ am reușit să schimbăm geamurile, să le punem termopane, să facem hidroizolație. Acum sunt prinse în 7 proiecte europene avem care se duc spre unitățile școlare, spre cele 3 grădinițe, cele 2 licee, deci vor fi foarte mulți bani europeni investiți în reabilitarea energetică a acestor clădiri. Am făcut și noi acoperișuri, am dotat zona de sport, aparatură modernă, de la tablete la retroproiectoare, la tablete inteligente. Am câștigat un proiect european de peste 1 milion de euro în timpul pandemiei, care au fost modernizate. Acum avem un proiect european început și cred că luna viitoare, e licitate, e în regulă, luna viitoare va veni mobilier modern și dotare în toate unitățile de învățământ în HUE, iarăși un proiect de peste 1 milion de euro. Asta se va întâmpla în 2, 3, 4 săptămâni. Deci avem aplicare spre a avea un învățământ cât de cât performant. Și ajungem și la sănătate, pentru că am mai discutat aici, chiar la Via Cluj TV, e un domeniu la care HUEDINul a performat poate mai bine decât capitale de județ. În sănătate este acum, poate că mă vor acuza lumea că sunt medic și am avut o aplicare mai mare, dar n-am avut așa. Au fost niște axe de proiecte europene în care ne-am capacitat ca să câștigăm acele proiecte și am reușit să creăm aproape un hub medical la HUE. Am creat 16 cabinete de specialitate noi,
trei laboratoare care nu stau goale, aduc medicii în spitalul din Huedin, aduce medicii inclusiv din Cluj-Napoca. Plus o dotare ultra performantă a acestor laboratoare. Deci avem un laborator de imagistică de invidiat. În afară de aparate de imagistică de ultimă generație, avem un computer tomograf care chiar de câteva zile a fost validat și autorizat. Avem medici tineri care vin să lucreze la noi. Investiția în acest spital, au fost trei proiecte europene sudate, a fost de 8 milioane de euro. Avem 7 ecografe ca și avioanele, așa, performante, super tari. Avem un aparat de radiologie modern, tot felul de aparate în toate laboratoarele, de la endocrinologie, la osteodensitometrie, la tot ce vrei, inclusiv sală de gimnastică pentru balneofizioterapie avem în acest laborator mare de kinetofizioterapie. Mă uitam pe e-mail, au fost și de-a lungul anilor, că vorbim de deja o tradiție a colaborării dintre Primăria Huedin și Consiliul Județean, investiții care au venit din partea Consiliului Județean. Absolut. E o chestiune foarte, foarte interesantă. Deci Consiliul Județean ne-a ajutat mult pentru că noi n-am putut să ducem tot. V-am spus că singurul finanțator e orașul Huedin. La proiectul cu aparatura, care a fost de 4 milioane jumate, s-au respectat condițiile, am pus numai 3%. Dar la construcția clădirii ne-au prins pandemia, ne-a prins scumpirea materialelor, ați văzut ce boom a fost după pandemie, în care am ajuns să plătim 49% din investiție, de la 3%. A fost un efort bugetar extraordinar. Anul trecut toți banii Huedin aproape i-am strâns așa economicos ca să reușim să achităm acea investiție pe construcție la Huedin. Dar am rezolvat problema fără să luăm credit bancar. Deci e mare lucru. Acum putem respira mai bine, dar ne apucăm de altele. Există, de asemenea, o investiție consistentă și în domeniul ecologiei spațiilor verzi, pentru că, de asemenea, amintim cu toții cum era orașul în urmă cu ceva vreme și cum arată acum. În mica noastră dimensiune bugetară, încercăm să alocăm în fiecare an cel puțin 100-200 de mii de euro pentru spații verzi, pentru frumusețare, pentru extinderea spațiilor verzi. Aer mai curat, poluare mai adusă. Încercăm, dar nu este suficient. Am vrea să avem și mai mulți bani pentru că orașul merită să fie și mai frumos și mai plăcut. Este destul de ok cu spațiile verzi din centru, dar am vrea să ne extindem și spre exteriorul comunității. Sportul de masă am văzut în școli. Există condiții foarte bune pentru practicarea unor sporturi, cum ar fi handbalul, fotbalul, voleiul, basketul. A fiecare școală are un teren sintetic care poate să desfășoare activități. Legat de sport, am modernizat terenurile de tenis care sunt a Societății Vlădeasa, care, a Societății Sănătate care ține de spital, au mai multe terenuri moderne, am construit și un spațiu în care pot să se igienizeze după, să facă un duș, să aibă... Chiar să fie mensa înainte de sano. Condiții. Am mai făcut un teren sintetic de fotbal în Parcul Mare, acolo am dotat cu tribune, stadionul arată bine și acolo o toaletă publică care să deservească pe toată lumea și am reușit să facem și o pistă de biciclete care într-adevăr are aproape 4 km, leagă Huedinul, ar trebui să lege de Călățele pe traseul vechii Mocănițe. Noi am reușit să implementăm și să facem proiectul Sâncraer, a reușit, s-a oprit un pic la Călățele, dar am înțeles că și ei anul acesta au depus un proiect european și până la urmă această pistă de biciclete va avea 16 km, este frecventată, este căutată, este full de lume. Ultima dată când am fost acolo, am întâlnit cu turiști din Polonia, care da, erau foarte au fost încântați. Așa la începuturi. Bine că mai avem noi niște proiecte care o să vă spun în alte emisiuni în care vom mai face 25 de kilometri de pistă de biciclete.
Asta e o veste foarte bună pentru cei care iubesc sportul și care iubesc acest tip de turism sustenabil, pentru că până la urmă despre asta este vorba, trebuie să ne adaptăm noi, dacă dorim să atragem turiști de peste tot din lume, la preferințele vizitatorilor noștri și vedem cu toții că accentul este pe ceea ce înseamnă dezvoltare sustenabilă și turism verde. Domnule primar, vă mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune și vă invit cu mare drag să reveniți. Mulțumesc, cu mare drag. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Nu uitați, în data de 9 iunie, la alegerile locale, județene și europene, noi suntem suverani, avem datoria să mergem la vot, să votăm conform conștiinței noastre și să ne facem treaba pentru a alege cei mai potriviți administratori pentru comunitățile noastre. Ne vedem la urne și ne vedem pe net la Via Cluj TV.